Bună seara! Sper să țin microfonul bine, pentru că de obicei am o problemă. Dacă nu mă auziți, vă rog să ridicați mâna așa. Eu mă bucur foarte tare că sunt alături de dumneavoastră în această seară. Sunt partener al acestui proiect din 2015 și îmi place foarte tare să aduc informație mămicilor care, așa cum spunea și doamna doctor Oros, și bine, ne bucurăm, avem și mulți tătici aici, sunt foarte informați. Din păcate există în, eu știu, mediul cibernetic, să zic așa, există foarte multă informație, mai bună, mai puțin bună, și atunci noi încercăm să vă, cumva, să vă ghidăm către informația corectă. De ce suntem împreună în această seară? Pentru că avem o mare responsabilitate din momentul în care se naște un bebeluș, atât dumneavoastră ca părinți și noi ca medici, să încercăm, vedeți că există o convenție apropo de drepturile copilului, să încercăm să îi oferim cea mai bună stare de sănătate posibilă și să îl lăsăm, da? În contextul bagajului genetic, pentru că fiecare dintre noi se naște cu, eu știu, un potențial. O să ajungem la o anumită înălțime, o să avem un anume grad de inteligență, o să fim mai sănătoși sau mai puțin sănătoși, dar să știți că, și ăsta este mesajul acestei campanii, foarte frumoase de altfel, că putem influența acest lucru. Deci bagajul dumneavoastră genetic, în proporție de 80%, poate fi cumva, da, ghidat către o viață mai sănătoasă, dacă știm cum, și putem, să zicem așa, programa un copil să fie mai sănătos în funcție de predispoziția lui genetică către anumite boli. Și nutriția este unul dintre factorii care influențează foarte tare acest lucru. Aceste 1000 de zile înseamnă perioada intrauterină, deci momentele din burtica dumneavoastră acolo, și primii 2 ani de viață. Ce se întâmplă în aceste 1000 de zile contează foarte tare pentru sănătatea de la vârsta de adult. Care este rețeta creșterii sănătoase? Că doamna doctor Oros v-a prezentat foarte frumos, da? Ați văzut macro, micro, pare foarte complicat, o complic eu și mai tare. Cam așa primim noi, ok, ce trebuie să primească un copil, nici nu se vede acolo, nici nu e foarte important. Câte proteine, câte glucide, câte lipide, câtă energie, câte vitamine, câte minerale pentru o anumită vârstă. Bineînțeles că nu o să vă spunem așa ceva, da? Pentru că nici noi nu înțelegem de multe ori, dar o să vă spunem așa ceva. Deci ce trebuie să mănânce un copil și chiar și un adult, regulile în afară de, eu știu, cantități și calitate se suprapun și la un adult, trebuie să mănânce mai nou 6 grupe alimentare plus apă. Aici la apă recunosc că eu sunt afurisită, pentru că de fapt este grupa băuturilor, dar pentru că nu vreau să se înțeleagă că un copil sau chiar și un adult poate să bea orice, am pus doar apa, pentru că cel mai bine în acea cantitate de băuturi trebuie să fie apă sau pentru copil, eu știu, eventual un ceai de fructe neîndulcit. Și trebuie să avem așa, trebuie să avem, ați văzut la baza piramidei trofice a doamnei doctor Oros, stăteau, da, natura, fructe, legume, cereale care dădeau energie. Deci ca să construim, bebelușul construiește, se face mare, trebuie să avem energie. Ca să punem cărămizi, trebuie să avem proteine. La proteine avem carne, ouă și peștele, e foarte important mai nou, și niște vegetale care conțin proteine, gen mazăre, fasole, linte, năut. Da? Aici vedeți că sunt niște cifre, într-adevăr, poate, ok, nu calculăm, dar suprapunându-se pe tabelul de dinainte, care ne spune cât trebuie să primească un copil din toate grupele de macro și micronutrienți, cam așa se suprapune în cifre. Dumneavoastră puteți să vă gândiți că o lingură, de exemplu, înseamnă 20 de grame. Deci aici vom avea, da, între 6 și 7 linguri și așa mai departe. Nu e foarte complicat. Nu trebuie neapărat să cântăriți, dar astea sunt cantitățile pe care dacă un copil le primește zi de zi, va fi sănătos. O grupă nouă este grupa uleiurilor.
pentru că evităm grăsimile care nu sunt bune, dar ne trebuie pentru creier în special și pentru ochi, și o să vedeți, ne trebuie acizi grași esențiali care sunt, așa cum îi știe toată lumea, omega-3, omega-6, da? Și uleiurile vegetale, vedeți că e și un avocado, deci din legume în general primim uleiuri mai bune decât din alimentele animale. Și bineînțeles grupa noastră, că despre asta discutăm astăzi, este grupa lactatelor. Un 300-330 de mililitri la vârsta de 1-2 ani. Deci atenție că este puțin comparativ cu vârsta de 0-1 an, când bebelușul practic primește predominant lapte. După vârsta de 1 an, cantitatea de lapte scade. Și doar aici am trecut alte câteva cifre. 100 de mililitri de lapte înseamnă 80 de grame de iaurt, 15 grame de cașcaval, 30 de grame de urdă. Deci e foarte simplu pentru dumneavoastră să vă dați seama cam ce înseamnă lactate suficiente pe zi pentru un copil. Ce aș mai vrea să mai punctez, și asta să știți că este ghidul de nutriție al Societății Germane de Nutriție, pentru că ei sunt printre singurii, să zicem, care au realizat un ghid foarte simplu de înțeles de către medici, foarte simplu de înțeles și de transmis către dumneavoastră. Și pe care îl utilizăm din 2013, să zicem, e ultima modificare. Avem și noi. Și îl puteți accesa pe internet, pe site-ul IOMC. Este un ghid de nutriție realizat de, în sfârșit, sub coordonarea profesorului Nanulescu și care e foarte interesant. Deci puteți intra pe site-ul IOMC, găsiți acolo ghiduri, protocoale, intrați pe alimentație sănătoasă și puteți citi. Este foarte, să zic așa, actualizat și foarte bine pus la punct. Și să știți că dacă comparăm practic ce e aici, se cam suprapune peste ce v-am arătat eu înainte. Deci, până la urmă, cred că și domnul profesor s-a inspirat cumva din ghidul de nutriție german. Dacă facem un calcul, sunt cam aceleași cantități. Deci, astea sunt la îndemâna dumneavoastră online. Ce e foarte important? Trebuie să-i dăm cantitățile respective, dar e foarte important să-i dați alimente variate. Cât mai multe din grupa legumelor, cât mai multe din grupa fructelor, cât mai multe din grupa lactatelor, cât mai multe din grupa alimentelor care conțin proteine și cât mai multe la o singură masă. Da? Recomandările pentru o alimentație corectă este ca la mesele principale să avem din cel puțin 4 grupe și din cel puțin 2-3 grupe la gustări. În principiu, cele 3 mese principale, 2 gustări, cum le știe toată lumea că ar trebui să mâncăm, sunt cumva, să zicem, caracteristica copilului de 2 ani, pentru că între 1-2 ani trecem de la mult lapte la această alimentație. Deci, cumva, între 1-2 ani, fiecare copil în ritmul lui face trecerea de la acea alimentație la alimentația de tip adult. Se respectă rețeta. E ușor, e greu. Dumneavoastră ce ziceți? Eu cred că mai ales între 1 și 2 ani e destul de greu să îi dăm cantitățile alea, apar mofturile, deci haideți să vedem ce se întâmplă. De ce e greu? Pentru că suntem martorii unei etape foarte importante în dezvoltarea psihomotorii. Da? Bebelușul până la vârsta de un an mănâncă mai degrabă pasat, după care trebuie să treacă să mănânce bucăți și să ajungă să mănânce ca un adult. Unii vor pasat, unii vor să mănânce singuri, unii nu vor. Cred că toată lumea de aici știe cam ce probleme sunt. Vrea să mănânce singur, atenție! E o etapă foarte importantă, deci copilul își dorește să mănânce singur. Murdărește toată bucătăria, nu-i nimic, îl lăsați să murdărească toată bucătăria, pentru că el așa se, practic, identifică ca persoană. Este foarte curios și este foarte bine să-l lăsați. De aceea, autodiversificare combinat cu diversificarea normală ar fi varianta ideală. Deci trebuie să-l lăsați să încerce, să simtă textura, să simtă structura, să guste, să vadă, să ducă la gură de unul singur. Evident că va mânca puțin și aici aveți o problemă, da? Și sunteți în situația, îl las să mănânce singur, dar mănâncă foarte puțin, ce fac? Trebuie să ajungeți la o combinație și până la urmă să-i dăm ce trebuie. Atenție, nevoile energetice după vârsta de un an scad, da? Comparativ la
adică dacă vă raportați la, ați văzut la calorii pe kilogram, nevoile scad, pentru că între 1 și 3 ani organismul nu se mai dezvoltă atât de mult din punct de vedere fizic. Creșterea este foarte accelerată în primul an, dar după aceea scade. Și atunci el devine în mod normal, în mod fiziologic, devine mofturos. Și părinții și și mai mult bunicii se sperie. Spun, nu mai mănâncă nimic. Ba, mănâncă. Mănâncă. Dar mănâncă cât îi trebuie pentru vârsta respectivă. Este imprevizibil de la o zi la alta. Da? Mămica vine și spune, astăzi am mâncat, eu știu, broccoli, mâine n-am mai vrut să mănânce deloc. Da? Lăsați-l că are aceste mofturi care sunt normale. Da? Are preferințe și trebuie să-i lăsați, să lăsați să se dezvolte, deci el trebuie să vă spună ce îmi place, ce nu-mi place. Și are în mod fiziologic fobii. Suntem programați genetic să respingem mâncarea care nu ne place, pentru că na, strămoșii noștri vedeau, eu știu, o chestie atârnată acolo într-un tufiș, trebuiau să se gândească o mănânc sau nu mănânc, o fi bună sau mor otrăvit. Da? Așa e și cu copilul. Lucrurile noi, alimentele noi, care nu-i plac cum arată, le va respinge, nici nu vrea să le guste. Și probabil că și noi, ca adulți, avem câteodată, ok, mă duc la mâncare thai, mă uit la ea, îmi place, dacă nu-mi place, nu mănânc, zic, nici n-o gust. Da? Cred că fiecare dintre noi se regăsește. Nu vreau să o gust, nici nu știu cum e, dar nu vreau să o gust. Atenție, da? Așa cum îl formați, practic totul se învață la vârsta asta, așa cum îl formați, e posibil ca mofturile să se prelungească la vârsta de adult sau în sfârșit obiceiurile de acum să se transmită și la vârstă mai mare. Și e foarte important cum vă puneți dumneavoastră în relația cu masa în fața lui. Da? Deci dumneavoastră trebuie să mâncați aceeași mâncare pe care o mănâncă și el, pentru că el nu va înțelege de ce dumneavoastră mâncați cartofi prăjiți și spuneți ăștia nu sunt buni pentru tine, da? Dar eu îi mănânc și mor de plăcere când îi mănânc, dar tu ești copil, trebuie să mănânci sănătos, n-ai voie să mănânci așa ceva. Trebuie să mâncați ce mănâncă și el. El va dori să mănânce, e curios, va dori să mănânce ce mâncați și dumneavoastră. Deci nu e corect, dumneavoastră mâncați într-un fel, copilul mănâncă altfel. Și vedeți aici... Ce atenți sunt amândoi, cum bagă mămica în gură și după aceea ce frumos deschid gura. Da? Deci e vorba de model. Învățați să respectați când zic nu, nu vreau să mănânc și când vor să mănânce. Deci așa cum spunea și doamna doctor Oros, trebuie să aveți încredere. Copilului e foame și va cere, se satură, va zice nu. Partea cu îndopatul, vine bunica și nu mai vrea să mai mănânce, dar n-a mâncat suficient, că eu știu că trebuie să-i dau 6 linguri, dar hai să-l mai îndop un pic. Nu e corect. La fel, nu ai voie să faci, eu știu ce, să te joci până nu mănânci tot. Nu e corect, pentru că îi deranjăm practic acest echilibru între foame și sațietate și s-ar putea la un moment dat să nu mai știe când e foame, să nu mai știe când nu mai vrea să mănânce. Deci trebuie să aveți încredere că un copil mic știe foarte bine ce are de făcut. Noastră trebuie doar să-i dați alimente sănătoase și să-l lăsați să hotărească ca și cantitate. Se respectă rețeta la vârstă mică? Ce ziceți? Reușim? Haideți să vedem ce se întâmplă la nivel european și chiar și în România. Și am încercat să găsesc așa date cât mai noi. Există un raport al Autorității pentru Siguranța Alimentelor Europene, publicat în 2013, care a primit de la Uniunea Europeană sarcina de a vedea ce probleme sunt în ceea ce privește alimentația copiilor mici în Europa și să ne spună unde greșim. Și vedeți că a ajuns la următoarea concluzie. Copiii mici au un aport de energie mare comparativ cu cât ar trebui să mănânce, plus minus proteine, și o să vedeți că discutăm de ce, și au un aport scăzut de acizi grași esențiali omega-3, omega-6 de care vă povesteam, un aport scăzut de fier, un aport scăzut de vitamina D și un aport scăzut de iod. Deci astea sunt problemele reale din Europa. Nu numai de la noi. Bineînțeles că și noi vom avea aceleași probleme. Carența de fier. O să începem cu micronutrienții și după aceea o să ajungem la macro. Carența de fier este cea mai comună formă de malnutriție în toată lumea, nu numai în Europa, nu numai la noi.
Ce se întâmplă în România? Un raport din 2011 al Institutului de Ocrotire a Mamei și Copilului spune că 40,5% dintre copiii de 2 ani au deficit de fier. Și acest deficit de fier, din păcate, și aici vedeți din protocolul pentru profilaxia anemiei al Institutului de Ocrotire a Mamei și Copilului, deci este protocolul nostru românesc, care spune că deficitul de fier instalat la vârstă mică înseamnă la vârstă școlară, deci mult mai târziu, dezvoltare psihomotorie întârziată, performanțe scăzute școlare și un coeficient de inteligență mai mic cu 5-10 puncte. Deci un deficit de fier pe care poate nici nu știm că există înseamnă un potențial IQ mai mic. Deci îl programăm să fie puțin mai puțin deștept decât ar fi trebuit, decât ar fi putut el să ajungă genetic. Ce facem? Da? De ce se ajunge la această carență de fier? Unde greșim? Păi, îi dăm lapte de mamă, bineînțeles, nu există discuție aici, dar întârziem să introducem alimentele care, ăsta e rostul lor, să aducă fier în plus, pentru că la un moment dat fierul nu mai poate fi adus numai din laptele de mamă și trebuie adus din alte alimente. Nu se introduc în alimentație când trebuie alimentele care conțin fier, adică carnea, gălbenușul de ou, legumele verzi sau, o să vedeți, există alimente fortificate. Și când mai avem un risc ca copilul să aibă un deficit de fier? Atunci când este practic alimentat excesiv, deci ori cantități mari, ori foarte mult timp, cu lapte de vacă, cu lapte praf neîmbogățit cu fier sau cu cantități excesive de făinoase. Făinoasele, din păcate, să zic așa, în cantități mari, scad absorpția de fier. Și tot insuficiență de aport avem când nu mănâncă suficiente alimente care conțin fier, când prelungim regimul lactat și când avem din nou alimentație complementară incorrectă, deci diversificare incorrectă. Deficitul de vitamina D. Din păcate, deși avem un program național din 2002, adică toată lumea ar trebui să recomande vitamina D începând de la vârsta de 7 zile și eu știu, până la 18-24 de luni ar trebui să primească un bebeluș și după aceea în sezonul rece, din păcate, probabil că nu facem tot ce trebuie să facem și încă avem rahitism, 1% în 2011. Rahitismul, bănuiesc că știți, e o problemă a oaselor, dar din păcate vitamina D nu dă doar modificări la nivelul oaselor. Avem indicii în prezent că influențează și imunitatea și ne trezim cu cancer, boli infecțioase, boli autoimune. Din nou, protocolul IOMC-ului, deci protocolul Institutului de Ocrotire a Mamei și Copilului, care ne spune că laptele de mamă aduce foarte multă vitamina D comparativ cu laptele de vacă și că în alimentația sugarului, evident, bine, asta cred că știe toată lumea, laptele de mamă este superior. Nu are vitamina D, dar atenție, laptele de vacă, deși e o sursă importantă de calciu, conține un aport inadecvat de calciu-fosfor. Calciu-fosfor în cantitate incorrectă înseamnă absorpție scăzută de calciu. Deci chiar dacă vedeți, eu știu, pe un aliment că conține o cantitate mare de calciu, nu numai asta contează, ci și cât de mult se absorbe calciu din alimentul respectiv. În laptele de mamă se absorbe mult mai bine, deși e o cantitate mică, o să vedeți la un moment dat o comparație, se absorbe mult mai bine. Deci deși are o cantitate mai mică, câștigă în bătălie. Și aici, în protocol, se spune formulele de lapte pentru copilul mic încearcă să corecteze deficiențele laptelui de vacă prin îmbogățire cu vitamina D și realizarea unui raport adecvat calciu-fosfor. Deficitul de iod. Știu că este un trend, să zic așa, împotriva sării iodate. Sarea iodată este cumva, și poate ar fi trebuit să pun, da, o să vă spun, la alimentele fortificate prima dată de sarea iodată, a fost cumva o revoluție, să zicem, în alimentele fortificate. A fost o soluție pentru deficiența de iod. Deficitul de iod la mamă înseamnă hipotiroidism congenital, înseamnă retard la copil. Deci copilul nu se dezvoltă normal pentru că iodul, prin hormonii tiroidieni, practic, dezvoltă creierul. Dacă nu avem hormon tiroidien, creierul nu se dezvoltă. Și
avem un copil cu cretinism, da? Nu în ghilimele, ci un cretinism adevărat. Dacă deficitul de iod este mai mic, vedeți că, din nou, ne scade IQ-ul cu 12-13 puncte. Deci un deficit de iod cu un deficit de fier înseamnă că deja l-am privat de 25 de puncte de IQ la vârstă mai mare. Acizii grași esențiali. Și ei sunt extrem de importanți și sunt foarte mult studiați în ultima vreme. Au un rol important în dezvoltarea creierului, au un rol important în dezvoltarea retinei, au un rol foarte important în imunitate. Din păcate, nu pot fi sintetizați în organism, trebuie să-i aducem din alimente și alimentația de tip fast food ne-a cam dat peste cap acest aport de acizi grași esențiali, ducând la o creștere a bolilor alergice, bolilor autoimune, bolilor inflamatorii și cancerul, pentru că asta este în ziua de astăzi, lumea medicală se întâmplă de ce asistăm la o creștere a acestor boli. Și ajungem la macronutrienți, excesul de proteine. Ați văzut că copiii mănâncă mai multe calorii decât ar trebui, dar mănâncă și mai multe proteine. Aportul de proteine aici nu e de la noi din țară, pentru că mi-a fost greu să găsesc, dar din țările nordice, un studiu arată că un copil la vârsta de 1-3 ani mănâncă de 3-4 ori mai multe proteine decât ar trebui. Și majoritatea sunt provenite din lapte și produse lactate, pentru că, într-adevăr, laptele este o sursă foarte importantă de proteine. Ați văzut că a vorbit doamna dr. Oros despre ce se întâmplă, ce produce excesul de proteine. Eu aș veni cu o completare apropo de cifrele obezității în România. Tot un raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2010 spune că la copiii de 11 ani în România avem 33% dintre băieți obezi și 19% dintre fete. Și din păcate, obezitatea la vârsta de 11 ani înseamnă un risc mare de obezitate la vârsta de adult. Același studiu, să zicem, trage o concluzie aici. Pe termen lung, cei care mănâncă la vârstă mică proteine multe au un risc mare de obezitate la vârstă mai mare. Ce soluții avem la nivel de Europa, la nivel mondial, la nivelul nostru de medici? Deci cum facem să nu mai avem aceste deficiențe? Vorbim de populația generală, poate nu vorbim neapărat de București, dar vorbim de România în general, vorbim de populația generală și ca medici trebuie să venim cu niște soluții, soluții simple. Care sunt soluțiile în deficitul de iod? Alimentele îmbogățite cu iod, sarea, v-am zis, o adevărată revoluție, am scăpat de foarte multe deficite, deci încercăm printr-un aliment frecvent consumat să dăm ceva ce lipsește în populație. Și o soluție a fost sarea. Din păcate, pentru că astăzi ne luptăm cu hipertensiunea, cu bolile cardiovasculare, nu mai recomandăm sare. De exemplu, la copil nu-i dați sare până într-un an, e nu-i dați sare până la 2 ani. Și atunci ne punem problema, nu mai dăm sare, dar nu mai dăm nici iod. Și ce facem? Și deja s-a introdus, de exemplu, iod în pâine. E un alt aliment pe care îl consumăm foarte frecvent. Facem screening-ul neonatal, toți bebelușii practic care se nasc sunt căutați pentru așa ceva și tratăm foarte devreme ca să scăpăm de cazurile de cretinism sau de, eu știu, IQ scăzut. Ce facem în deficitul de fier? Dăm preparate orale cu fier. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră se întreabă dacă ați ajuns deja la vârsta de 6 luni, trebuie să-i dau fier, nu trebuie să-i dau fier, e o întrebare pe care ne-o punem și noi. În România, pentru că ați văzut, avem 40,5% frecvență de anemie. Conform ghidurilor Organizației Mondiale a Sănătății, ar trebui să facem profilaxie cu fier. Deci ar trebui să recomandăm ca bebelușul, indiferent că are sau nu are anemie, că știm că are sau nu are, pentru că suntem o populație cu risc, să recomandăm să îi se dea fier preventiv. Discuțiile sunt multe, în Europa lucrurile s-au schimbat, ați văzut că și doamna dr. Orz vorbea despre o abordare individuală, deci fiecare copil e diferit, fiecare familie e diferită, fiecare bebeluș mănâncă diferit, deci lucrurile se interpretează individual, dar asta este o soluție. Soluția foarte la îndemână este diversificarea corectă cu carne și pește. Atenție, fugim de carne în România, toată lumea îmi spune, sau frecvent la cabinet,
să introduc carne la 6 luni sau să introduc carne la 5 luni, dar nu e prea devreme? Nu! Carnea este principala sursă de fier. Noi cu asta ar trebui să începem în diversificare, dar nu putem să începem cu carnea, începem în general cu legume și cu cereale, ca să înțelegeți de ce. Deci lucrurile au explicație. Cea mai frecventă deficiență la copilul mic este deficiența de fier, deci trebuie să aducem fierul din alte surse. Și din păcate pentru noi, sau din fericire, cea mai bună sursă de fier care se absoarbe cel mai bine este carnea. Și mai avem o soluție, alimentele fortificate. Deci, practic, luăm un aliment, ați văzut, foarte frecvent utilizat, pe care îl mâncăm în fiecare zi și îl îmbogățim cu fier. Și aici intră laptele și intră cerealele. Ce facem cu deficitul de vitamina D? Dăm vitamina D, aici știți, toți bebelușii primesc vitamina D și mai mari copii în sezonul rece ar trebui să primească vitamina D și noi ca adulți probabil că ar trebui să luăm vitamina D pentru că este o deficiență frecvent întâlnită și foarte importantă în sănătate. Stăm la soare, dar din păcate ne luptăm cu cancerul de piele, deci trebuie să fim atenți cât de mult stăm la soare, ne dăm cu creme, nu mai pătrunde soarele, nu mai facem vitamina D și aici avem o problemă și luăm din nou alimente fortificate cu vitamina D. Laptele poate fi fortificat cu vitamina D, cerealele pot fi fortificate cu vitamina D. Acizi grași esențiali, preparate orale, există, ați văzut, omega 3, omega 6, DHA, sunt foarte importante. Avem acum combinații vitamina D, omega 3, da? Sunt foarte bune, dar ideal ar fi să mâncăm din alimente, să consumăm din alimente. Dacă nu putem să consumăm din alimente, asta înseamnă să avem pește de o dată de două ori pe săptămână sau fructe de mare la adult, la copil mai puțin, și să avem uleiul vegetal. Dar atenție, ulei vegetal, nu toate uleiurile vegetale conțin cantități bune de omega-3, omega-6. Aici trebuie să întrebați în general medicul care ar fi cel mai bun ulei pe care îl putem recomanda sau folosi la o anumită vârstă. Ce facem în obezitate? Și aici aș puncta LCPUFA. Da? Probabil că ați citit pe unele alimente LCPUFA și vă întrebați ce înseamnă. Înseamnă acizi grași esențiali, înseamnă acizi grași polinesaturați cu lanț lung. Asta înseamnă, nu e niciun bau-bau. Da? Deci dacă nu știți ce înseamnă un ingredient de pe cutie, întrebați. Întrebați un medic, întrebați un nutriționist, întrebați un reprezentant al producătorului, nu vă speriați că multe nu sunt, eu știu ce, otrăvuri sau substanțe chimice acolo care ne-ar trebui să fie, totul are o explicație. Ce facem cu obezitatea? Ați văzut, avem aport de energie mare, avem proteine, ne străduim să nu dăm mai mult decât ar trebui pentru fiecare vârstă. Și ați văzut, de aceea am punctat laptele la vârsta de 1-3 ani, trebuie să fie în cantitate de 330 de mililitri pe zi sau echivalenți, deci nu foarte mult. Sau mai avem o soluție, formulele cu conținut scăzut de proteine. Există și așa ceva, da? Întrebarea cea mai, da, pe care ne-o punem și dumneavoastră și noi, ce lapte alegem după vârsta de 1 an? Care e varianta cea mai bună? Ce avem la îndemână? Laptele mamei ar fi ideal. Acum, nu știu, v-aș pune întrebarea câte mămici, eu știu, după vârsta de 6-7 luni mai alăptează aici în seală? Bravo, foarte bine. E, să știți că statistic avem cam 15% bebeluși la vârsta de 6 luni alăptați, adică destul de puțin. Și mai avem lapte și produse din lapte animal, că dacă nu mai e laptele mamei, trebuie să-l înlocuim cu altceva. La noi se folosesc foarte frecvent laptele de vacă, laptele de capră, laptele de oaie, că astea sunt animalele pe care le avem. Fără îndoială, laptele de mamă este ideal. Noi ne ghidăm după laptele de mamă pentru recomandările de energie, calorii, glucide, toate cele, macro și micro. Ce e sănătos înseamnă câți mililitri de lapte bea bebelușul, și transformat în glucide, lipide și toate cele. Deci, practic, gold standardul pentru alimentație la bebelușul mic până în 6 luni este laptele de mamă. După 6 luni, nu ne mai ajunge doar laptele de mamă, trebuie să introducem alte alimente, dar ca aliment care, practic, vine cu cantitatea cea mai mare de lapte, în grupa aia de lactate, trebuie să fie laptele de mamă. Până la 1 an, cred că toată lumea e de acord, da? Că dăm lapte de mamă. Ce facem după 1 an? Păi, Organizația Mondială a Sănătății spune cel puțin 2 ani.
cel puțin. E, societatea europeană spune cât vrea copilul și cât vrea și mama, pentru că e foarte important să-și dorească și mama. Deci nu avem o cifră, ci avem atâta timp cât vă simțiți bine și cât există lapte, laptele de mamă este ideal. Nu mai avem lapte de mamă, trebuie să-i dăm, ați văzut, grupa de lactate este foarte importantă, nu putem să o scoatem din toate cele 6 grupe și trebuie să-i dăm un alt lapte. Avem lapte integral, adică laptele 3,5 sau da, lapte de vacă luat nemodificat, ăla e lapte integral sau de alt animal. Avem produse lactate, iaurt, brânză, cașcaval și avem formule de lapte pentru copii de vârstă mică. Dezavantajele laptelui animal comparativ cu laptele de mamă. Și aici am ales un tabel care ne compară laptele de vacă și laptele de capră, pentru că este o întrebare extrem de frecventă. Care e mai bun? E mai bun ăla de vacă sau e mai bun ăla de capră? Vedeți că, ca și număr de calorii, nu avem o diferență foarte mare. Pare chiar mai bogat caloric laptele de mamă. Dar la proteine, ia uitați ce diferență mare. În ceea ce privește lapte de vacă, lapte de capră, diferența nu e foarte mare. Dar totuși, laptele de capră are o cantitate mai mare de proteine. Deci, dacă e să ne gândim că laptele de mamă e alimentul ideal, laptele animal ne aduce foarte multe proteine. Foarte multe proteine înseamnă risc de obezitate, înseamnă programare, înseamnă că cumva deja l-am expus unui risc de a fi mai puțin sănătos mai târziu. Grăsimile, diferența nu e foarte mare la cantitate, dar diferă calitatea și vedeți că acești acizi grași esențiali, omega 3, omega 6 de care vorbeam, sunt în cantitate mare în laptele de mamă, dar în cantitate foarte mică în laptele animal. Carbohidrații, vedeți în cantitate mare energia. Energia e foarte mare în laptele de mamă, mai puțin în laptele animal și fierul, pentru că asta e cea mai frecventă deficiență, este în cantitate relativ echivalentă cu laptele de vacă, mult mai puțin în laptele de capră, deci laptele de capră deja aduce un risc și mai mare de deficit de fier, dar să știți că, la fel ca și la calciu, fierul din laptele de mamă se absoarbe extrem de bine. Este într-un raport cu vitamina C foarte bun și are o rată de absorpție mult mai mare față de fierul din laptele de vacă. Deci fierul din laptele de vacă se absorbe foarte puțin. Deci chiar dacă cantitativ vi se pare că e același lucru, din păcate cât ajunge în organism este mult mai puțin. Ce sunt formulele de lapte pentru copilul mic? Păi sunt un fel de aliment fortificat. Asta trebuie să vă rămână, să zic așa, din prezentarea de astăzi. Astfel încât să se suprapună peste nevoile copilului, pentru că, de fapt, laptele animal este un lapte făcut special pentru animalul respectiv, care are un alt ritm de creștere și un alt ritm de dezvoltare a sistemului nervos față de om. Și atunci luăm laptele animal, îi scădem cantitatea de proteine și să știți că există o legislație, să zic așa, dură, deci avem niște limite în care trebuie să ne încadrăm. Îi adăugăm lactoză, pentru că ați văzut că laptele de mamă avea multă energie, avea lactoză multă. Îl îmbogățim cu acizi grași, îl îmbogățim cu fier, îl îmbogățim cu vitamine, îi scădem sărurile, pentru că asta n-am mai punctat, că nu e foarte important, și îmbunătățim raportul calciu-fosfor ca să nu mai avem rahitism. Asta este practic ce v-am zis la un moment dat. Această autoritate a siguranței alimentelor în Europa a primit sarcina și de a vedea dacă într-adevăr aceste formule de lapte pentru copil mic, deci aceste alimente fortificate, au un rol în prevenția sau chiar tratamentul acestor deficiențe. Și s-a ajuns la această concluzie, da? Că formulele de lapte destinate copilului mic conțin cantități mai mari de fier, de vitamina D și de acizi grași esențiali, atenție dacă sunt adăugate. Deci dumneavoastră va trebui să citiți cu mare atenție etichetele, practic, formulelor de lapte, pentru că există diferențe. Deci ca la orice aliment, așa cum la orice aliment luăm și citim ingredientele, că va trebui să învățăm să facem asta, să vedem dacă sunt grăsimi bune, dacă nu, câte zaharuri, câte proteine și așa mai departe, așa trebuie să învățați să faceți și la lapte.
și constituie, deci asta este părerea EFSA, da? Deci părerea acestei autorități, nu a noastră, personal. Constituie o soluție nutrițională pentru copiii cu risc sau diagnosticați cu deficitele acestor micronutrienți despre care am vorbit. Și nu ca și concluzie, dar pentru că am anticipat cumva așa întrebarea, care e mai bun, lapte de vacă, lapte de capră? E, aici am găsit un raport, să zicem, studiu era de fapt, din 2011, care a comparat cumva așa foarte multe lăpturi animale și se consumă în lume în predominant, deci în proporție de 80% lapte de vacă, dar se consumă și lapte de oaie, se consumă și lapte de capră, se consumă și lapte de bivoliță, se consumă și lapte de cămilă și se consumă și lapte de măgăriță și de iapă. Și dacă vreți să știți care este mai bun, lapte de capră sau lapte de vacă, e, o să aflați în seara aceasta că cel mai apropiat de laptele de mamă nu e niciunul, ci laptele de măgăriță, care nu știu dacă la noi există, dar asta e. Măgăriță, da? Mulțumim frumos!